Da, bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Ei bine, așa cum știm, există o vorbă, da? O imagine face cât 1000 de cuvinte. Iată că noi avem un filmuleț care cu siguranță face cât 1 milion de cuvinte, doamnelor și domnilor. V-am prezentat în exclusivitate aici la Roman TV un material video realizat de un domn din Comuna Timișești, județul Neamț, un domn pe numele său Gheorghe Filip, un domn care reprezintă o asociație de proprietari, un domn care încearcă de ceva vreme să rezolve acolo niște probleme legate de proprietatea mai multor cetățeni, proprietate care se află în apropierea râului Ozana. Nu vom discuta despre acest lucru în această seară, o să o facem cu altă ocazie, pentru că ne-am propus să discutăm despre un incident, să zic eu, foarte, foarte grav, pe care l-anunțam în urmă cu 2 săptămâni aici la Roman TV. Anunțam că îl vom discuta și iată că ne ținem de cuvânt, pentru că este vorba de ceea ce s-a întâmplat în perioada sărbătorilor pascale la Timișești, pe râul Ozana, aproape de confluența cu râul Moldova, acolo unde Apa Vital Iași are una dintre, sau principala captare cu apă care alimentează orașul Iași și nu numai orașul Iași, ci și Târgul Frumos. Și atunci când este nevoie, știți discuțiile care au avut loc la nivelul județului Neamț, atunci când este nevoie și Romanul este alimentat cu apă de acolo, cel puțin ăsta era proiectul, cred că a fost dus la bun sfârșit, știți că a fost acea discuție de racordare a Romanului la conducta de apă a Iașului. Probabil că s-a ajuns acolo și acolo, pentru că altfel cred că ar fi fost probleme în continuare cu apa în orașul Roman. Ei bine, doamnelor și domnilor, știți că am mai discutat aici despre ceea ce înseamnă exploatarea haotică a agregatelor minerale pe cursurile de râuri din județul Neamț și numai din județul Neamț, pentru că putem extrapola și să spunem județul Neamț, de fapt să spunem întreaga țară, că situația nu este altfel în alte județe decât în județul Neamț. Județul Neamț, care din fericire are o rețea hidrografică destul de bogată, avem cel puțin în zona Romanului sunt 2 râuri importante care trec pe lângă oraș, foarte aproape de orașul Roman, râul Moldova, și care chiar trece prin oraș, am putea spune, și râul Siret. Cele 2 se întâlnesc la câțiva kilometri mai în aval de Roman, să spunem, la Cetatea Nouă, acolo unde e un alt proiect nerealizat al celor care conduc astăzi județul, dar este o altă poveste. Ei bine, aceste 2 râuri în ultimii ani au fost devastate efectiv de cei care exploatează agregate minerale. Știți că discutam despre mafia balastierelor și speram cu toții, sau ne gândeam, visam, speram la mai bine și în acest sens, că odată cu venirea la puterea liberalilor lucrurile se vor schimba și că noul ministru al mediului, pădurilor și apelor, Costel Alexe, va face ceea ce nu au făcut predecesorii săi, în special predecesorul său, este vorba de ministrul PSD-ist, fostul ministru PSD-ist al apelor. Din păcate, concluzia pe care cel puțin eu personal am tras-o, este că cei care conduc acum vremelnic România, ca și ceilalți care s-au perindat și au condus această țară, nu sunt interesați decât de propriile interese, interesele personale, interesele de grup și așa mai departe. Pentru că, la nivel declarativ, lucrurile stau foarte bine, adică ei declară că vor face, că vor drege, că au făcut, că sunt interesați, dar, de fapt, realitatea arată cu totul altceva. Și doar vreau să vă amintesc acel episod prezentat de noi aici, acele nenorociri provocate pe râul Siret, de cele 7 balastiere, dacă mi-aduc eu bine aminte, cele 7 balastiere situate undeva la granița Neamțului cu Iașu, e pe drumul european, de la podul pe care știți cu toții, de pe drumul european care merge spre Iași, acolo sunt în apropiere de Alexandru Ioan Cuza, dacă nu mă înșel, sunt 7 balastiere. Ei bine, atunci, acum câteva luni, aici la Roman TV am prezentat niște informații în exclusivitate privind modul haotic în care se fac excavări acolo, în care, modul în care, total pe lângă lege, în care proprietarii de balastiere exploatează agregate minerale. Bineînțeles, cu probe și cu tot ce trebuie. Oficial nimeni nu a venit să spună, sau nimeni, nicio instituție a statului român, o instituție
O să discutăm și o să comentăm și aceste imagini, să știți că sunt foarte interesante. Nu a venit să măcar să confirme faptul că cineva face o anchetă privind dezvăluirile noastre și măsurile, bineînțeles, care au fost luate. E, vă putem spune că din surse demne de încredere, oficiale, dar care au dorit să-și păstreze anonimatul, știm, am aflat că în urma reportajului difuzat aici la Roman TV, la fața locului respectiv, la cele 7 balastiere, s-a deplasat o echipă de la Inspecția Apelor din cadrul Administrației Naționale a Apelor Române și a făcut acolo niște verificări, verificări în urma cărora o reprezentanță, patronul unui balastier ar fi fost amendat destul de consistent, o amendă destul de consistentă, vreo 20.000 de lei, în timp ce ceilalți administratori de firme care au balastiere în zonă nu au fost găsiți acolo, nici nu aveau cum să fie găsiți, pentru că nu este perioada în care este permisă exploatarea agregatelor minerale, unul la mână, doi la mână, cred că cineva a avut grijă să și anunțe. E, deranjant este că, iată, ziceam că trăim alte vremuri politice, nu a venit cu un comunicat oficial nici Administrația Națională a Apelor Române, nici Administrația Bazinală Siret, ABA Siret, Administrația Bazinală de Apă Siret, cea care gestionează inclusiv activitatea sistemului de gospodărire a apelor Neamț, că sunt multe de spus, o să vedeți că peneliștii liberali și-au montat oameni în funcții cheie la conducerea acestor instituții. Ei bine, nici Seghea Neamț, nici, deși Seghea Neamț, să zicem că nu avea treabă, fiind vorba de raza, sau vorbim de județul Iași acolo, nu de Seghea Neamț, ci de Seghea Iași, iată, dar nu numai Seghea, și cei de la Pașcani, care gestionează mai exact zona respectivă, ar fi trebuit să vină și să confirme, să explice, să povestească, să informeze populația cu privire la controlele pe care le-au făcut atunci. Eu am informații din zonă, oameni care spun că cei care au fost sancționați și care au fost controlați nu se simt deloc, nu s-au simțit deloc deranjați, mai degrabă ofticați de faptul că s-a aflat despre ceea ce fac ei acolo, dar asta a fost cel mai mare deranj. În schimb, în ceea ce privește amenda, o amendă chiar și de 20.000 de lei, ea poate fi plătită sau poate fi contestată în instanță, bineînțeles, și cred că s-a mers pe varianta contestării în instanță, dar să știți că, apropo de plata unei amenzi, nu este un lucru foarte dificil. Se fac bani cu lopata, să știți. Este o afacere și când vorbim și spun că este vorba despre o mafie a balastierilor, să știți că așa este, nu este o glumă, este o zonă gri a economiei românești în care se învârt bani foarte mulți. Vorbim de sume de ordinul, cred că sutelor de milioane de lei, fără doar și poate la nivel național. Nu poți să miști absolut nimic în construcții, indiferent de care, de drumuri, de locuințe și așa mai departe, fără să ai pietriș, fără să ai nisip. De pentru care să știți că ceea ce vedeți și în jurul Romanului pe la aceste balastiere, acele grămezi imense de nisip și de balast, ele au fost depozitate acolo cu un scop, să fie folosite la un moment dat și cu siguranță vor fi folosite atât pentru proiectele din județul Neamț cât și pentru proiecte din alte județe. Nu e asta o problemă. E normal să fie așa, pentru că ai nevoie de agregate minerale, dar întrebarea este cu ce sacrificii sau cum exploatez aceste agregate minerale, pentru că în Germania, specialiștii cu care am discutat ne-au spus clar, nu intră în Germania nimeni, niciun proprietar de balastieră, nu intră absolut nici Angela Merkel, dacă dorește, cu excavatorul în albia unui curs de apă. Pe când la noi în România, această metodă folosită de ani de zile, metodă folosită pentru a face bani de unii, nu îi găsește nimeni o soluție pentru a fi abandonată. Tot timpul se spune că trebuie să fie regularizate aceste albi de apă, cursurile de apă, drept pentru care se intră cu excavatorul, cu buldozere, cu autocamioane care încarcă, sunt încărcate cu balast și transportate, balast care este transportat în stațiile de sortare. Deci ceea ce vedem în aceste imagini, că sărim de la una la alta, sunt fotografii sau realitatea de acum două săptămâni de pe cursul râului Ozana, Ozana 2 îi spune, la o distanță foarte mică de confluența cu râul Moldova. Este zona în care se află drenul nou al companiei județene Apa Vital Iași, compania județene Apa Vital Iași, sora Apa Servului de la Neamț, este compania care, compania județeană
care asigură alimentarea cu apă a orașului Iași, a orașului Târgu Frumos și a altor localități de pe traseu. Cam așa arată acest drenou, vedeți, se văd urme de șenile acolo. Asta înseamnă crimă, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că aceste urme n-ar fi trebuit să existe. Să nu uităm că totuși vorbim de o zonă de protecție aici, o zonă de protecție unde, cum să zic, cred că cuvântul de bază ar trebui să fie fără niciun utilaj sau interzis, și există prin lege această interdicție ca utilajele să intre acolo, dar vă explic imediat și cum stau lucrurile la Ozana 2 și ce risc major sau ce riscuri au implicat nechipzuința unora care s-au apucat să exploateze balast în acea zonă. Vă dați seama cât de mult tupeu poți să ai încât să intri într-o zonă de protecție, o zonă unde există o captare care asigură alimentarea cu apă a sute de mii de oameni, da? Și tu să exploatezi acolo fără niciun fel de problemă. Dar o să despicăm în patru firul și în această chestiune. Însă, revenind la ceea ce se întâmplă și la speranța unora că odată schimbată puterea politică, lucrurile vor sta cu totul altfel, inclusiv în acest domeniu, cum spuneam, lucrurile sunt departe de asta așa, interesele sunt cu totul altele, liberalii n-au făcut decât să-și monteze în funcții importante persoane care, în primul rând, sunt nepricepute, n-au nicio treabă cu acest domeniu, sunt funcții acordate, bineînțeles, unor membri de partid, așa ca niște recompense pentru munca depusă sau poate pentru altceva. Și la Neamț, de exemplu, sistemul de gospodărire a apelor care se află în subordinea ABA Siret, Administrației Bazinale de Apă Siret, a fost numit un liberal, este vorba de Marius Nechita, nu este o noutate, de două luni și ceva, un domn care nu are nicio treabă cu acest domeniu, nici nu a lucrat în ultimii 4-5 ani, a trăit numai, după declarația lui de avere, numai din indemnizația de consilier județean, este consilier județean PNL din 2016, iar înainte de asta a fost consilier local în comuna Dumbrava Roșie. Și atunci, cel puțin în 2015, singurul lui venit a fost a fost indemnizația de consilier local. Adică sunt niște lucruri care totuși nu se leagă. Vorbim de un domeniu foarte important unde zic eu că trebuie să ai un meseriaș, un inginer hidrotehnist care se pricepe, care știe cu ce se mănâncă acest domeniu al gestionării apelor. Un domeniu care, repet, este coordonat de o adevărată rețea mafiotă, nu numai în județul Neamț, ci în toată țara, sub atenta supraveghere, ca să spunem așa, a autorităților și a clasei politice care se înfruptă în funcție de cei care sunt la putere, bineînțeles, sau toți cei care ajung la putere, beneficiază de anumite servicii de la aceste companii. Nu toate, poate sunt și unii onești care își fac treaba, dar cei mai mulți dintre ei nu au sau nici nu știu ce înseamnă respectarea legii. Cred că habar n-au după ce legi ar trebui sau funcționează chiar și exploatarea asta spusă, regularizarea albilor și așa mai departe. În fiecare zi, dacă sau de fiecare dată când anumiți inspectori ies în control de la apă și fac controle pe cursurile de apă, identifică situații care sunt sancționate cu fie cu amendă, fie cu dosar penal. Revenind la cine gestionează acum Ministerul Apelor și Pădurilor și Mediului, domnul Alexe, este evident că singurul sau interesul său este acela de a candida, așa cum a apărut informația mai multe surse și mai multe publicații locale din Iași, a candida pentru un mandat la șefia Consiliului Județean Iași și cred că mai puțin este interesat de ceea ce se întâmplă la capitolul mediu, ape și păduri în România. Iar dacă vorbim de ceea ce s-a întâmplat la Timișești, acolo unde a fost pusă în pericol alimentarea cu apă a Iașului și faptul că ministrul mediului nu a avut nicio reacție față de acest eveniment, nu putem decât să bănuim o complicitate a PNL-ului cu cei din PSD. O bănuim deocamdată pentru că probe nu avem, deși pe surse sunt unii care sau neoficial sunt unii care declară că există și o astfel de relații. Pentru că la ABA Bacău, de exemplu, director a fost numit în urmă cu aproape 6 luni, dacă nu mă înșel, într-un mandat de 6 luni că expiră acum, un domn, îi spune Răzvan Găină, un domn care
a fost cercetat și cred că mai este cercetat penal pentru fapte de corupție, în niște afaceri foarte grele, tot legate de apă. Domnul Găin a fost șef pe la compania de apă a Bacăului, a reușit acolo să lege strânse prietenii cu fostul primar Stavarache, primarul liberal, cu Costel, cu Apostol, fostul șef al DRN-ului Iași, Iași Neamț, bun prieten cu Stavarache și cu Dragoș Benea, dacă vă vine să credeți. Dragoș Benea este PSD-istul de frunte, senator PSD, fost președinte de Consiliul Județean. Deci, ceea ce spuneam apropo de mafia transpartinică, ea funcționează, funcționează foarte bine și când e vorba de a gestiona resursele țării, o fac fără să mai țină cont de culoarea politică. Așadar, cei care și-au pus speranțe că, inclusiv eu, am crezut că lucrurile se vor schimba într-un fel și că vom vedea că cineva trage frâna de mână celor care își bat joc de noi și de ceea ce înseamnă resursele naturale ale acestei țări. Iată, deși speram că se va întâmpla ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic în acest sens. Da, imaginile pe care le vedeți, cum spuneam, doamnelor și domnilor, fotografiile au fost realizate în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, da, în urmă cu vreo 2 săptămâni, la Timișești, Ozana 2, îi spune zonei respective, foarte aproape, cum spuneam, de confluența cu râul Moldova. Aici este captarea cu apă a compania Apa Vital, dar ceea ce vedem acum sunt grămezile de balast exploatat din zona de protecție a captării cu apa celor de la Apa Vital, un lucru care bate spre zona penală și o să vedeți și de ce. Din câte am înțeles, această grămadă era mult mai mare. Noi când am ajuns acolo au apucat cei care au gestionat respectiva movilă să mai transporte din ea, deși n-ar fi avut voie să facă acest lucru pentru că și poliția a intrat pe fir. Și haideți ca să vedeți pas cu pas și cum acționează autoritățile, cei care sunt plătiți de noi și cum acționează, mai ales când sunt sesizați, că aici este marea durere. Ei bine, înainte de Paști, în luna aprilie, cu 4-5 zile înainte de Paști, o informație care a ajuns și pe surse și la noi, suna ceva de genul că în zona Ozana 2, la această captare, drenul nou al companiei județene Ieșene Apa Vital, firma Mavco Holding SRL, cu sediul în Tașca până nu de mult, acum la Buhoci, județul Bacău, exploatează agregate minerale, neavând voie să facă acest lucru. Deci utilajele acelei firme, și nu numai acelei firme, utilajele niciunei societăți comerciale, nu aveau voie să intre în perimetrul de protecție. Aici doar păsările și peștii în apă, să zicem, au acces și cei de la Apa Vital care iau probe, probabil. În rest, nimeni nu ar trebui să intre și să-și facă de cap aici. Ei bine, acea informație a fost valorificată într-un mod batjocoritor, pentru că la fața locului, repet, informații pe care am avut-o și noi, ziariștii, Roman TV, informația a fost livrată celor de la Apele Române, respectiv Seghea Neamț și, bineînțeles, poliției. La fața locului s-a deplasat, vedeți limbajul ăsta de lemn polițienesc, bineînțeles că ceea ce vă spun eu este real, nu este oficial, adică oficial n-a recunoscut nimeni că așa stau lucrurile, dar așa a stat. Un polițist și un inginer de la sistemul de gospodărire a Apelor Neamț s-au deplasat aici la Timișești ca să constate că se exploatează în perimetrul interzis. Ei bine, oamenii ăia au plecat dimineața, s-au întors câteva ore mai târziu și au dat raportul. Raportul a sunat ceva de genul, concluzia trasă de ei a fost ceva de genul că cei de la Mavco respectă perimetrul și totul este legal, adică nu e niciun fel de problemă. Ei bine, surpriza a apărut după câteva zile, în momentul în care unul dintre șefii Apa Vital a atenționat Garda de Mediu Neamț și pe cei de la Apele Române, respectiv Aba Siret, că lucrurile s-au complicat, sunt complicate în sensul că au probleme cu alimentarea cu apă, deoarece cei care exploatează agregate în zonă, respectiv Mavco, muncitorii de la Mavco Holding, au intrat în perimetrul în care
sunt interzise săpăturile și orice fel de acțiune. Ei bine, iată ce spun cei de la, spuneau într-o adresă cei de la Apa Vital, că în urma acestor activități de exploatare a agregatelor minerale, debitul de apă a râului Ozana nu mai ajunge pe albia naturală la Timișești. Băltește și se infiltrează printre gropile de la săpăturile excavaților. Se anexează sau au fost anexate și imagini care demonstrează că lucrurile au stat așa, inclusiv imagini din satelit. Imagini din satelit în care se vede foarte clar că de la un an la altul s-a făcut o comparație, imagini de satelit 2019-2020 și se vedea clar că e un alt curs de apă unul la mână și că în zona au apărut drumuri de exploatare. Pe cum într-un perimetru de protecție să apară drumul de exploatare? Cum poți să intri cu excavatorul, cu utilajele și să excavezi de acolo? Cât tupeu poți să ai? Fără ca nimeni să zică foarte mult timp nimic, că și Apa Vitalul, din punctul meu de vedere, a reacționat foarte târziu. Cred că tot din teamă, mă gândesc pe zona politică, a fost o reținere, pentru că să nu uităm că și Apa Vital ca și Apa Serv sunt în subordinea Consiliilor Județene. Apa Vital e la Iași, Apa Serv la Neamț. La Iași președintele Consiliului Județean este Maricel Popa, un PSD-ist, la Neamț este tot un PSD-ist Ionel Arsene. Și mă gândesc și la varianta asta. Revenind la această adresă, lucruri foarte grave, deci nu sunt povești, îi demonstrează ceea ce am spus noi de foarte multe ori aici la Roman TV și nu au recunoscut oficialii, și anume că balastierele au un efect negativ asupra cursurilor de apă și nu numai asupra cursurilor de apă. Din această cauză foarte multe persoane suferă și au rămas fără apă în fântâni, de exemplu. E un lucru iar care nu se spune, pentru că au săpat atât de aiurea încât pânza freatică s-a retras astfel încât nu mai ajunge apa la fântâni. Și nu mai la fântâni, sunt și captări cu apă care nu mai funcționează tocmai din această cauză. Da, cine să recunoască? Ei sunt Dumnezei și dacă ei sunt Dumnezei, nimeni, Dumnezei pe pământ, normal, pe pământ în zona lor, așa cred ei, și nimeni nu le poate face absolut nimic din cauza complicității, cum spuneam. Iată ce mai spune Apa Vital aici, că deci activitățile astea de exploatare, da, numai, din cauza activității de exploatare nu mai ajunge apa râului Ozana, nu mai ajunge pe albia naturală Timișești, se infiltrează printre gropile de la săpăturile excavaților, iar pentru analiza modului de exploatare a agregatelor minerale au fost utilizate imagini satelitare, cum vă spuneam, da, pentru perimetrul Ozana 2, prin comparația perimetrului Ozana 2 de la data de 4 aprilie cu aceeași perioadă din 2020. Deci, ce au constatat cei de la Apa Vital? Devierea cursului râului Ozana de la cursul natural. Deci, s-a intervenit în asemenea hal încât cursul râului a fost deviat într-o zonă unde, repet, există drenul nou al captarea, una dintre captările de apă ale Apa Vitalului. Și o să comentăm, cum spuneam, și imaginea imediat, acolo sunt niște utilaje, iată cum se exploatează, n-am nicio treabă, intră și scot balast fără niciun fel de problemă, mai pe lege, mai pe lângă lege, măcar aici văd că nu o fac în albie. Bun, deci pe lângă devierea cursului râului Ozana de la cursul natural, cei de la Apa Vital au mai spun așa, că exploatarea de grate minerale s-a extins în zona de protecție a sistemului de alimentare cu apă Timișești. Deci ceea ce spuneam, deci oamenii, cei de la MAFCO, au intrat în zona de exploatare. E ca și cum cineva ți-ar intra în bazinul din care tu bei apă, te alimentezi cu apă. Apariția unor tipare de drumul exploatare cu riscurile iminente aferente poluării sursei de apă Timișești de trafic auto cu utilajele din dotarea societății. Normal, intrând utilaje acolo, există riscul ca apa să fie poluată, scurgeri de ulei și așa mai departe. Un utilaj poate lăsa multe în urma lui. Bine, șoferul poate arunca și anvelopa spartă, dar asta e altă poveste. Având în vedere că prin adresa Apa Vital din 20 decembrie 2019 către MAFCO Holding din satul Tașca s-a solicitat realizarea unui studiu de impact întocmit de o instituție atestată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar prin avizul de principiu s-a impus condiția exploatării agregatelor minerale în bazin închis, fără a se respecta aceste condiții în prezent, care conduc la afectarea sursei de apă Timișești și prin respectarea condițiilor avizate completării ulterioare, vă comunicăm că Apa Vital retrage avizul și vă solicităm să adoptați toate măsurile de stopare. Este adresa trimisă de la Apa Vital către Aba Siret, către Prefectura Neamț, către Seghia Neamț și alte instituții. Deci lucrurile au fost clare. A fost emis un aviz de principiu de către cei de la Apa Vital pentru ca cei de la
MAFCO să exploateze. Dar aici e un lucru pe care e greu de înțeles. Pe cei de la MAFCO aveau autorizație să regularizeze albia râului, că la noi, v-am spus, asta este șmecheria, așa intră în albie, regularizează. Dar de fapt exploatează, regularizează prin exploatare, în loc să dea ceea ce escavează pe marginea cursului de apă, exploatează și transportă la stațiile de sortare. Ei bine, lucrurile sunt deosebit de grave, pentru că se pare în acest moment s-a ajuns și la, sau sunt în fază de întocmirea unui dosar penal, pentru că cei de la MAFCO Holding nu au exploatat în bazin închis. Ei nu ar fi trebuit să intre, cum spuneam, nu numai cum trebuia să intre în zona de protecție, nu aveau voie să intre în albia și nu au voie să intre în albia unui curs de apă decât în anumite condiții. Ceea ce vedem aici în imagine este exact ce s-a exploatat. Sunt imagini realizate, cum spuneam, de un cetățean din zona Timișești, Gheorghe Filip îi spune, în martie, jumătatea lunii martie, imagini, cum spuneam, care, în care vedem cantitățile de balast exploatat de cei de la MAFCO, exact în zona. Aici este captarea cu apa a vitalului. Uitați cât de bine se vede, se văd urmele utilajelor, deci efectiv au intrat cu un tupeu ieșit din comun în albia râului Ozana și au extras agregate minerale. Este ceva strigător la cel puțin spus, adică, nu știu, dacă vă gândiți dumneavoastră, dacă vreți să mergeți cu o căruță să luați niște nisip din albia unui pârâu și vă prinde polițistul din sat, riscați să, și cred că scăpați cu greu de o amendă sau de, știu eu, necertați, în cel mai bun caz. Pe când acești domni au exploatat din câteva luni bune în zonă și au intrat și în zona și aici în perimetrul ăsta în care se interzice orice acțiune fără ca nimeni să le spună absolut nimic. Și atunci stai și te întrebi, bă, unde avem noi, unde sunt instituțiile noastre, instituțiile statului? Unde este Seghia, unde sunt inginerii de la Seghia Neamț? Unde sunt cei de la ABA Siret? Unde sunt cei de la Apele Române? Păi unde sunt? Cum este posibil așa ceva? Să pui în pericol și o să vedeți, sunt imagini în care apar utilaje, se vede foarte clar că unii încearcă acum cumva să spele, să rezolve lucrurile și altfel. Vă dați seama la ce mă refer, dar sunt imagini care nu au fost trucate și nu pot fi, nici nu au cum să le mai facă pierdute, imagini în care se vede foarte clar cum se lucrează. Iată, aici este cariera, este stația de sortare de la Preotești care aparține acestei societăți MAFCO. Deci balastul exploatat din Ozana era depozitat pe mal și de acolo era dus mai departe în această stație de la Preotești, unde era spălat, trecut prin ciur, nisip, făcut pietriș de o anumită tip de granulație și așa mai departe. Iată, niște munți, efectiv, niște munți de balast, tot exploatat de pe cursul de râul Ozana. Și ați văzut cum arată. Imaginile sunt mai mult decât edificatoare. Nu cred că vă vine să, sau că realizați, nu cred că puteți realiza cum arăta, de exemplu, albia râului Ozana, a râului Moldova, a râului Siret în urmă cu 30-40 de ani. Modificările sunt extraordinare. Deci s-a exploatat haotic, motivând că trebuie să regularizeze aceste albii, s-a intrat cu bocancii, cu excavatoarele, cu utilajele și au fost extrase cantități impresionante de balast. În Germania, că o să spuneți acum, păi da, bun, avem nevoie de agregate minerale, că na, se mai și construiește, mai construim un drum, mai construim un bloc, mai construim un cămin pentru bătrâni, adică avem nevoie de agregate. Și de unde le putem obține? Și m-am interesat și am vorbit cu specialiști, oameni care se pricep și am întrebat, de exemplu, că vă spuneam la un moment dat și chiar o să vă prezint săptămâna viitoare, că se vede foarte clar din satelit, faceți o comparație și noastră, să vedeți cum arată un râu văzut din satelit în Germania și cum arată Moldova noastră, cum arată Siretul nostru, cum arată Ozana. Efectiv, sunt diferențe de la cer la pământ. E ceva strigător la cer. Și, cum spuneam, m-am interesat și am întrebat, păi, oameni buni, ce se întâmplă? Că, uite, în Germania, te uiți la
cursurile de apă și nu vezi o urmă de acțiune, nu vezi că s-ar fi exploatat balast. Și răspunsul celor care se pricep și au studiat această chestiune și au venit și au și propus-o pe anumite canale celor care conduc această țară, răspunsul a fost simplu. În Germania nu intră nimeni în Albia în niciunui curs de apă decât în anumite condiții. Dacă într-adevăr se blochează cursul de apă, dacă sunt probleme la cu pilonii unui pod, dacă este neapărat nevoie necesar, se intră pe cursul de apă, dacă nu, nu. Bun, bun, bun. Și de unde iau balast? Ei bine, balastul, agregatele minerale sunt luate din cariere care sunt identificate de cei care au nevoie de balast pe costurile lor, de cele mai multe ori, pe cursurile de apă vechi. Deci identifică pe unde cândva a trecut râul, au găsit Albia veche și acolo exploatează. Deci asta s-ar putea face și la noi. Să se ducă și să exploateze pe albiile vechi, să le identifice și să exploateze. Numai că știți ce se întâmplă? Este mai greu să exploateze pe albia veche. Este mai greu pentru că trebuie în primul rând să faci niște cercetări pe teren, să identifici unde este albia veche. Este mai simplu să te duci, să te orientezi, iată, cu ochiul liber, vezi că ai balast pe Siret, pe Ozana, pe Moldova și cu ajutorul unor oameni avizi de-a banului primește hârtii care îți permit, că sunt niște avize de mediu, există, să știți, le primești și astea se primesc pe bani. Niște avize că poți să exploatezi agregate minerale unde vrea mușchiul tău fără niciun fel de probleme. Sunt niște restricții, dar nici alea nu sunt respectate și anume nu poți să exploatezi, nu poți să intri în apropierea podurilor la o distanță de vreo 2 km, dacă nu mă înșel, a monte și nu știu cât în aval. Dar nici astea nu sunt exploatate, de pentru care tocmai de aceea avem o grămadă de poduri afectate de aceste exploatări haotice de agregate minerale. Deci în Germania așa se procedează. La noi nu se procedează așa și v-am spus și de ce. Este mult mai simplu să acționezi și să iei agregatul din cursul din albia unui râu. De ce? Pentru că sunt costuri mai mici, profitul este mai mare. Apropo de astfel de exploatări, să știți că, în mod normal, balastul care este scos, exploatat, cel pe care îl vedem acolo pe margine, el nu poate fi plimbat stânga-dreapta fără să fie cântărit. În mod normal, când se licitează, că sunt niște licitații, multe dintre ele trucate, bineînțeles, când se licitează, se licitează o anumită cantitate, adică tu regularizezi râul ăla, albia râului, dar cursul de apă, dar nu ai voie să scoți mai mult de 60.000 de metri cub de balast. E, cine credeți că îi urmărește pe ei? Ar trebui să fie urmăriți, verificați de cei de la Apele Române, însă, din câte am înțeles, numai asta nu se întâmplă. Iată, imaginea aici din satelit se vede foarte clar, dacă observați, cum, dacă mărim puțin, dar cred că se vede bine în fața televizorului, se vede, făcând comparație între aprilie 2019 și aprilie 2020, că au apărut niște drumuri. Păi au apărut niște drumuri în drenul nou, care a fost construit mai recent, să zic, pe vremea în anii 60, dacă nu mă înșel, drenul vechi construit de italieni, are o vechime de vreo 100 de ani, iată, se alimentează Iașul cu apă de la Timișești și nu numai Iașul, ci și Târgu Frumos. Iată și un camion surprins de cei de la Apa Vital în zona respectivă. Deci cursurile de apă ale României arată în ultimul hal și probabil că așa vor arăta și în continuare, pentru că nu există un interes sau interes din partea nimănui. Aceste grămezi, tot acest balast pe care îl vedem în imagini, este scos, cum spuneam, este scos din râul Ozana. Normal că probleme apar și probleme sunt foarte mari, dar în afară din noi care ne facem datoria și venim de fiecare dată și vă prezentăm aceste imagini, vă prezentăm sau cu niște informații privind modul în care ar trebui. Iată, excavatorul ăla, de exemplu, ca idee, nu are ce să caute acolo. Nu poți să intri cu excavatorul pe ce regularizezi, ce poate regulariza domnul respectiv cu excavatorul într-o zonă unde n-am observat să existe vreo problemă
cu acel curs de apă. Iată, pe Pășuni, pentru că problema domnului Filip, cel care ne-a pus la dispoziție acele imagini, este cu o pășune a mai multor locuitori, pășune care a fost, spune dânsul, călcată în picioare de cei care au exploatat pe acolo, adică nici nu le-a cerut voie și în momentul în care le-a spus, le-a dus la cunoștință faptul că terenul pe care ei intră cu utilajele este proprietatea oamenilor, nici nu le-a păsat la pachet cu domnul primar. Asta apropo de cine și ce, primarul de Timișești, bineînțeles, cum se acționează. Deci aceste cursuri de apă au fost transformate, din păcate, în niște surse de bani pentru cei care gestionează o resursă importantă a țării. Da, poate o să fie un dosar penal și aici, nu numai că o să ne bucură într-atâta că cineva va fi cercetat penal, însă credem că cineva va trebui să răspundă pentru această acțiune care, iată, a pus în pericol alimentarea cu apă a sute de mii de oameni, atât din Neamț cât și din Iași. Repet, să ai acest tupeu, să intri într-o zonă de protecție maximă și să exploatezi agregate minerale, să afectezi drenul, să nu mai ajungă apa în dren. Vă dați seama, neajungând apa în dren, nu ajungea apa, nu era captată și nu ajungea în locuințele, inclusiv locuințele noastre. Deci trebuie să dai dovadă de, nu știu, ori tupeu, ori inconștiență, nu știu cum am putea să-i spunem. Iar tăcerea autorităților, care nu comentează deloc public, pentru că dumneavoastră nu trebuie să știți ceea ce se întâmplă, ce fac unii pe Ozana, ce fac unii pe Siret, ce fac unii pe Moldova, sunt problemele lor. Dumneavoastră se sesizați doar când mergeți la pescuit și constatați că ăla exploatează că nu trebuie să exploateze și turbiditatea și apa este foarte tulbure, deși în mod normal, cum vă spuneam, cel care spală agregatele folosind apa din râul respectiv trebuie să redea apa la fel de limpede așa cum a luat-o din râu, ceea ce nu se întâmplă. Am demonstrat aici și o să demonstrăm și cu alte ocazii și nu o demonstrăm noi. O demonstrează imaginea, că sunt atât de proști unii dintre ei, încât au impresia că ele știu pe toate și reușesc să ascundă și aceste măgării. Nu, imaginea din satelit nu mint, clar nu mint. Și sunt imagini de satelit de anul trecut, de anul ăsta, de acum 2 ani, de acum 3 ani, de acum 4 ani. Și o să vedeți, așa cum v-am mai prezentat și poate o să vă mai prezentăm și cu alte ocazii, de ce nu, că în zonele astea unde există stații de sortare ale unor firme de județul Neamț, rare ori se întâmplă ca apa să nu fie tulbure. Adică ei iau, spală agregatele și aruncă apa folosită în de unde au luat-o, dar fără să o lase să se limpezească așa cum îi obligă legea. Pentru că sunt niște reguli. În țara asta sunt niște reguli, dar din păcate nu sunt respectate. Să știți că sunt niște legi foarte bune dintre ele, dar legile sunt numai pentru fraieri. Știți că era chestia aia cu bariera. Legea e ca o barieră. Ăla șmecherul sare, ăla pe așa și prostul stă în fața ei. Cam așa se întâmplă din păcate cu cei mai mulți dintre noi, pentru că alții n-au nicio treabă. S-a întâmplat sau au fost constatate... Apropo de situația asta, că e bine, firma asta, ca să vedeți, eu nu știu de ce nu există, să existe și o regulă care să zică ceva de genul, bă, dacă te-am prins tu ca firmă care exploatează agregate minerale, că ai greșit odată, ai greșit de două ori, pe a treia oară, nu te mai las, mă, ți-am retras avizul. În cazul Apa Vitar a fost retras avizul și s-a propus, din câte am înțeles, și retragerea autorizației de exploatare, bineînțeles la pachet cu un dosar penal, amenzi și tot acâmul. Însă, acum un an și ceva, ca să vedeți ce ordinării, de fapt un an și două luni, mai exact în martie este articolul publicat, aceeași societate a făcut niște lucruri care ar fi trebuit să ducă nu numai la acordarea unor amenzi, ci zic eu, la ridicarea sau interdicția de a mai exploata agregate minerale vreodată în această țară. Au venit cu niște justificări de tot râsul pentru o exploatare ilegală, tot în zona aia pe la Timișești, au făcut două gropi pentru fundația unui cântar. Deci au furat, deci efectiv au săpat și au luat bala și în momentul în care au fost prinși de cei de la Aba Siret, au spus că de fapt noi făceam o fundație pentru cântar, să cântărim balasul, că vă spuneam. Și cu siguranță nu știați. Deci, în mod normal, dintr-o carieră, dintr-o stație de sortare, agregatul mineral spălat nu are voie să plece necântărit. Întrebarea este oare câte astfel de stații de sortare din România sunt dotate cu cântare? Câte stații de sortare? Vă dați seama
despre ce discutăm aici, despre ce mafie și pentru că dacă tu nu ai ceea ce trebuie, normal nu poți, n-ai voie să ieși pe stradă cu balastul să-l transporti dintr-o parte în alta fără să ai niște documente. Să ai niște documente că a fost cântărit, cantitate și așa mai departe. Deci în 2018 s-a întâmplat ceea ce vă spuneam cu acea societate, cum ziceam, Mafco, tot în zona Timișești, deci e vorba de, da, mai 2018, când doi inspectori de la Seghia Namț au mers la această stație de sortare, spălare și concasare agregatelor minerale situate pe raza satului Preotești, am avut imagini de acolo, cred că ne poate ajuta Alex din nou, sunt acele imagini din dronă, cu foarte multe utilaje și acele grămezi cu balast. Deci acolo s-a întâmplat toată treaba asta, deci în aval de curtea în care se afla stația, cei de la Seghia au observat două gropi. Au verificat și au concluzionat că cele două gropi au provenit din exploatare au dimensiuni uriașe, ca să vedeți nivelul nesimțirii. Una avea o lungime de 40 de metri, lățime de 12 metri și adâncime de 3 metri, iar cealaltă lungime de 13 metri, lățime de 12 metri și adâncime de 2,5 metri. Deci s-a furat cu nesimțire. Cum cele două gropi erau făcute ilegal, inspectorii Seghia au cerut socoteală angajaților de la stația de sortare. Înțelegători peste măsură nu au avut nimic de comentat cei de la Seghia, însă răspunsul sau explicația celor de la MAFCO a fost că, vezi doamne, am pregătit terenul ca să montăm cântar, vă dați seama ce tupeu. Și ca să vedeți cum s-a întâmplat, cum s-a terminat toată această poveste, s-a constatat că furtul a constat într-o cantitate de 1500 de metri cub de agregate minerale în valoare de cel puțin 15.000 de euro. Deci a rămas nepedepsită toată treaba asta pentru că inspectorii au înghițit explicația puierilor oferită de cei de la stația de sortare pentru apariția celor două gropi în apropierea curților. Deci sunt niște jonglerii care se fac și cu sprijinul instituțiilor statului, ceea ce vă spuneam. Deci s-a constatat, unii au constatat una, iar alții au constatat cu totul altceva. Și să știți că nu sunt singurele lucruri urâte în acest domeniu, pentru că ei se mizează și pe un alt aspect, și anume pe faptul că oamenii, cetățenii, au cu totul alte preocupări, nu sunt interesați. Ei constată, repet, pescarii își dau seama că ceva este în neregulă, poate și iubitorii de natură atunci când merg prin lunga Siretului, lunga Moldovei, să se bucure și mai văd că dacă ajung în zona unei balastiere, într-o zonă unde se exploatează, îți dau seama că parcă acolo se mănâncă, s-a mâncat din mal, parcă nu e normal să bage la excavatorul, să sape atât de adânc și așa mai departe. Dar în rest, ei pe asta mizează, pe necunoașterea și indiferența autorităților și necunoașterea noastră a modului în care ar trebui să fie efectuate aceste lucrări. Iată, în niciun caz n-ar trebui să arate albia unui râu în asemenea hal. Nu e posibil așa ceva, să intri efectiv și să exploatezi fără niciun fel de problemă. Dumnezeu știe, nu-i verifică, îi verifică tot a lui, pentru că aici intervine politicul, ceea ce vă spuneam, că de verificat trebuie să-i verifice cei de la APE, dar șeful de la APE este numit politic. Dacă e numit politic, ăla execută comenzi politice și dacă se duce un simplu inspector pe teren și îi prinde pe ăștia că au exploatat unde nu trebuia, de exemplu, îl cheamă șeful și zice, bă, dar ce faci? Nu așa că pe dincolo. Pentru că, cum vă spuneam, foarte mari sume de bani pleacă din ceea ce înseamnă afaceri cu balast, pleacă spre zona politică, spre anumiți domni care au pixul mână. Da, l-avem, ne ajută Alex și cu fotografia șefului Seghia Neamț, este vorba de un consilier județean de la PNL, Marius Nechita, îi spune, da, un domn care în ultimii 5 ani, dacă te uiți în declarația de avere, a trăit numai cu indemnizația de consilier județean și de consilier local la Săvinești, Bașca, la Dumbrava Roșii, pardon, să nu vă mai spun că prin 2016 a și donat partidului vreo 13.000 de lei în condițiile în care venitul lui declarat a fost de, bine, nedeclarată în declarația de avere, pentru că el a spus doar indemnizație Consiliului Județean, dar era cam 600 de lei pe vremea aia, 6 luni, că a prins doar 6 luni de mandat în 2016, era primul an de mandat, alegerile au avut loc în mai, hai să zicem iunie, 6 luni, 6 ori 6, 3600. Deci, el a decartat, a dat partidului, a donat 13.600 și a câștigat 3600. Dar 10.000 de lei de unde i-ai avut? L-am întrebat, să știți că n-a vrut să răspundă aceste întrebări. De unde, cum ați reușit să faceți această donație? Și cum vă spuneam, iată că revenim
Deci tot acest balast este scos din zona de protecție a captării companiei Apa Vital de la Ozana a II, așa îi spune, drenul nou. Și aici avem drenul nou, se vede în partea stângă, aici ceea ce au exploatat. Uitați drumurile. Deci au intrat prin acea captare a drenului nou fără niciun fel de deranj, să nu deranjeze nimeni. Nu știu, eu știu că pe la primării de regulă există, sau în fiecare primărie există un domn sau o doamnă, există un angajat care e responsabil pe zona mediu. Ăla ce face dacă e plătit? Și e plătit bine, că sunt bine plătiți cei care lucrează în primărie acum. Pe unde au umblat? Toată zona asta, cum spuneam, este zonă de protecție. Nu ar fi trebuit să vedem niciodată ceea ce vedem în momentul ăsta, urme de utilaje. Deci să intri cu excavatorul, să intri cu buldozerul, efectiv am intrat cu buldozerul la propriu, într-o zonă unde se captează, repet, apa care ajunge în locuințele cetățenilor din zeci de mii de locuințe din Iași, Târgu Frumos și, repet, și Romanul, atunci când e nevoie de apă, dacă s-a făcut acel racord, se alimentează de la această captare de la Timișești. Dar asta, cam așa stau lucrurile. O să dezvoltăm acest subiect săptămâna viitoare. O să avem în platou un specialist care să ne povestească și o să ne spună, de fapt o să o luăm pe altă linie, linia pescărească, pentru că, cum spuneam, impactul cel mai mare în zona pescarilor. Sunt foarte mulți pescari din orașul Roman, supărați că atunci când merg la pescuit, ei care sunt plătitori, plătesc cotizații, sunt membri pescari la diverse asociații, când merg la pescuit pe Siret sau pe Moldova, na, o zi sau zile de pescuit care trebuie să fie extraordinar de frumoase se transformă în zile de coșmar pentru că nu au cum să pescuiască. De ce? Pentru că cei care dețin balastiere, cum spuneam la un moment dat, exploatează haotic fără să respecte regulile. Repet, apa trebuie să folosită la spălatul agregatului, trebuie să fie la fel de limpede așa cum a fost luată. Dacă ei o aruncă, pentru că e vorba de niște costuri, trebuie să facă niște bazine speciale. Deci lucrurile nu sunt deloc simple, înseamnă niște bani pentru ei. E bine, în situația asta, ceea ce vedem aici mă îngrozește, efectiv îmi pierd ideea când văd câte utilaje, câte autocamioane, câte excavatoare și ce cantitate impresionantă de agregate minerale avem aici. Asta este situația. Repet, săptămâna viitoare împreună cu un specialist o să discutăm ce înseamnă impactul asupra mediului, impactul și cât de mult afectează balastierele, ceea ce înseamnă cursuri de apă. Ei bine, nu putem încheia emisiunea decât să urmărim din nou filmulețul cu care am și deschis emisiunea. Zic eu că, într-adevăr, dacă o imagine face cât 1000 de cuvinte, filmul video sau cel puțin filmul ăsta face cât 1.000.000 de cuvinte. Spune absolut tot. Deci nimeni nu ar mai avea nevoie de absolut nimic, mă refer la autorități, decât de puțină atenție și să urmărească. Noi le spunem doar atât. Filmulețul este realizat în 15 martie. Cu siguranță le va fi de mare ajutor dacă vor să facă o anchetă serioasă în ceea ce privește această mare nenorocire pe care au comis-o unii. Punem punct aici, dar nu înainte de a vă sugera să urmăriți încă o dată filmul cu care am început această emisiune. Imaginile sunt devastatoare. O seară bună, să aveți, la revedere, numai bine! We'll be right back.
Mulțumesc!